Obezitatea, diabetul și bolile cardiace au atins proporții epidemice. Deși diabetul poate fi diagnosticat într-o fază incipientă printr-o analiză de sânge relativ ieftină, 50% dintre diabetici s-ar putea să fie încă nediagnosticați. Alte măsuri importante în vederea reducerii factorilor de risc includ controlul tensiunii arteriale și a nivelului colesterolului. Glicemia ta are o valoare normală? Tensiunea ta arterială și nivelul colesterolului sunt în limite normale? Le verifici periodic? O alimentație vegetariană sănătoasă, naturală, combinată cu exercițiul fizic moderat, efectuat în mod regulat, evitarea tutunului și menținerea unei greutăți corporale în limite normale constituie măsuri eficiente pentru prevenirea diabetului și a bolilor cardiace. Secretul schimbării constă în a-ți concentra toată energia nu spre a lupta cu ceea ce este vechi, ci spre a construi ceva nou. Poți începe chiar azi!